Bună ziua! Nu de mult, într-o prăvălie, am văzut o bunicuță care, făcând cumpărături și să plătească cumpărăturile, a trebuit să le dea jos mănușile. Și de fapt a început să dea una, două și avea trei perechi de mănuși. Era iarnă, era frig. Sunt doctorul Balint Iosif și haideți să vedem despre ce este vorba în momentul în care vorbim de mâini și picioare reci. În sezonul de iarnă, în sezonul frig, vedem foarte multă lume care țopăie în momentul în care stă în stația de autobuz, de exemplu. Sau vedem oameni în vârstă care chiar au 2-3 perechi de mănuși. Vorbesc cu pacienți care îmi spun: domnul doctor, stau cu 2-3 perechi de ciorap în casă și tot mi-e frig la picioare. Pun mâna, palpez și e rece ca gheața. Despre ce este vorba? În general, sau în majoritatea cazurilor, vorbim de o problemă de circulație arterială. Trebuie să vă dați seama că, de fapt, cele mai îndepărtate puncte de la inimă sunt degetele de la mâini și degetele de la picioare. Asta înseamnă că sistemul de circulație arterială trebuie să transporte sângele până la vârfurile degetelor, punctele cele mai îndepărtate de ea. De aceea este destul de greu să alimentăm aceste zone cu sânge, pe de o parte. Pe de altă parte, știm foarte bine că sângele este și un agent termic, deci aduce căldură, pe de o parte. Pe de altă parte, aduce oxigenul necesar pentru mușchii la generarea de căldură. De aceea, în momentul în care avem o problemă de circulație arterială la membrele inferioare sau la membrele superioare, mai ales dacă vorbim de perioada de iarnă, pot apărea aceste senzații de frig la mâini și la picioare. De aceea, eu vă recomand să folosiți tabletele HRI Vitalion, tablete care conțin vitamine, minerale și extracte din plante, care au menirea de a curăța aceste artere de depune. Și știm foarte bine că în perioada de iarnă, mai ales în jurul sărbătorilor de iarnă, consumăm foarte multe grăsime, consumăm foarte multe carne și putem să agravăm deja situația, care oricum la o anumită vârstă poate să apară, și vorbesc aici și de ateroscleroză. De aceea, aceste tablete ne ajută să dizolvăm aceste plăci aterosclerotice și să încălzim aceste degete de la picioare și de la mâini. Sunt doctorul Balint Iosif și vă recomand să investiți în sănătatea dumneavoastră.